Mutare surpriză a președintelui Klaus Iohannis. Șeful statului a declarat că a primit o propunere de remaniere guvernamentală la doar două zile de la remaniere și că nu mai acceptă niciun fel de schimbări în guvern până după sărbătoarea națională de 1 decembrie. Reacția președintelui vine după ce PSD a propus-o din nou pe Olguța Vasilescu, ministru, de această dată la dezvoltare, după ce președintele a refuzat-o recent pentru portofoliul de la transporturi. Avem guverne PSD-ALDE de nici 2 ani. Și pot să vă dau câteva date pe care le-am recitit în această dimineață și care arată că lucrurile merg foarte prost în privința guvernării. PSD-ul este deja la al treilea guvern în nici 2 ani. Au fost schimbate enorm de multe persoane pe pozițiile de ministru. I-am numărat, nu o să vă vină să credeți, sunt 70 de politicieni care au fost sau sunt acum miniștri în aceste guverne. Este imposibil să schimbi miniștrii toată ziua, bună ziua, de asta se ocupă PSD-ul, să schimbe miniștrii. Cum să ne imaginăm că poate să funcționeze un guvern cu două remanieri într-o săptămână? Eu nu sunt de acord să contribui la o astfel de guvernare care seamănă mai degrabă cu un carusel decât cu o guvernare. În acest sens, ca să fie lămurită chestiunea în această săptămână, nu va mai exista nicio schimbare de miniștri. Președintele a adăugat că propunerea de remaniere după remaniere va fi luată în analiză doar după sărbătorile dedicate centenarului și zilei de 1 decembrie. Întrebat dacă aceasta înseamnă și că nu va lua act de demisia ministrului transporturilor Lucian Șova sau de demisia așteptată a lui Paul Stănescu de la dezvoltare, președintele a răspuns scurt. Până după 1 decembrie nu se va schimba nimic. Eu i-aș invita, în loc să continue acest carusel, să mai muncească un pic în guvern și pe urmă mai vedem. Cred că este rezonabil să așteptăm să și guverneze un pic, nu numai să schimbe toată ziua bună ziua miniștrii dintr-o parte într-alta. Președintele a adăugat și că nu este teamă de suspendarea sa, cu care amenință PSD și nici de Curtea Constituțională. Toate acțiunile mele se încadrează perfect în cadrul constituțional. A, că nu le convine... Asta este posibil. Iohannis a subliniat însă și că acest mod de a acționa nu blochează în niciun fel activitatea guvernului, pentru că guvernul este complet și trebuie să lucreze.